Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi de-abia a plouat și voi merge prin una din pădurile de foioase de aici din județul Dâmbovița în căutarea uneia dintre cele mai frumoase specii de amfibieni din România, singura de specie de salamandră pe care o avem, salamandra de foc. Deci, haideți să începem căutarea. Deci, nici măcar n-am intrat bine în pădure și am găsit deja două salamandre de foc foarte frumoase. Nu credeam că va fi așa de ușor. Și a doua este un pic mai mică decât prima, dar amândouă sunt extrem de frumoase. Aceasta este singura specie de salamandră pe care avem în România și o putem recunoaște foarte ușor după acest colorit negru cu pete galbene. Și un lucru foarte interesant este că toate salamandrele de foc au modele diferite, cum este și amprenta la oameni, după câte puteți vedea la aceste două exemplare. O să lăsăm pe acestea două și o să continuăm să căutăm și alte salamandre de foc, ca să le facem poze. Ce avem noi aici jos este o ciupercă cu denumirea științifică de Coprinopsis picacea și denumirea populară de buretele ciocănitoarei. Este o ciupercă foarte frumoasă pe care o putem întâlni în aceste păduri de fag din România. Și un lucru foarte interesant despre ea este că nu este comestibilă, deoarece este toxică. Și de aceea o să o lăsăm în pace și vom căuta în continuare salamandre. Cât de mari sunt ciupercile astea! Mamă! Sunt aproape mai mari decât mâna mea. Și nu e doar una, sunt mai multe. Una, două, încă una, trei, acolo, patru, e și mai mare. Cât de mari sunt ciupercile astea, a început să plouă și mai tare acum. Încă o salamandră de foc aici, micuță și drăguță. Da, ciuperca asta, mamă, ce mare. Asta e mai mare decât, ciuperca asta e mai mare decât palma mea. Mama mia. Și mai sunt și o grămadă de alte ciuperci pe acolo. Se vede aici. Și așa continuăm să mergem prin pădure. Am mai găsit a patra salamandră de foc de ziua de azi. Una foarte frumoasă, ca toate cealaltele până acum. Acestea însă o să-i facem câteva poze cu camera de fotografie. Și o să vă arăt puțin mai bine. Încerc să iau camera și voi mai bine. Uitați-o aici. Încearcă să se urce în copac și cam reușește, surprinzător, să intre în crăpătura asta. N-am mai văzut o salamandră de foc să fac așa ceva până acum, deci este destul de interesant. Dar tot o să-i fac câteva poze și acestea aici. Am mai găsit încă una aici. Să nu ne scape. A, m-am înțepat. Două, chiar. Asta nu mă așteptam să văd din nou. Două salamandre, una lângă alta. O să... O să urcăm puțin mai în sus și o să le facem poze și la astea două. Acolo, în zona aceea, de mai devreme. Am pus salamandrele astea două aici și am urcat sus. Și ghiciți ce? Încă două salamandre de foc, una lângă alta. Ce pot să spun? A venit toamna. O să-l scot și... A, uitați și a treia. Pe lângă asta am și trecut acum. Asta e mai micuță. Și aici jos, aici avem astea două salamandre de foc, care o să le lăsăm să iasă. Una, două.
3. Și acum o să mai fac câteva poze la ele și o să las în pace. Și containerul să-l bag la un ghiozdan acum. Ce am eu aici? Sunt două salamandre de foc, de dimensiuni destul de buni, bune, foarte frumoase și o să vă vorbesc puțin despre ele acum. Deci, aceasta este singura specie de salamandră pe care o avem noi în România, cu denumirea științifică de Salamandra salamandra. Are modelul acesta foarte frumos de negru cu pete galbene. Ca aproape... Acest model nu este doar să fie așa frumos, este și ca să avertizeze prădătorii că sunt otrăvitoare. În spatele ochilor aici au două glande care secretă o otravă care nu este deloc bună la gust. Și culorile acestea sunt pentru a avertiza prădătorii că n-au acest gust bun. Asta se urcă pe umărul meu. Cealaltă încearcă să fugă, foarte frumos. Și apar acum în această perioadă toamna, deoarece plouă foarte mult și când plouă foarte mult, au mai multă hrană. Și când au mai multă hrană, se pot îngreșa mai bine. Și acum ele se îngrașă, au ieșit la vânătoare ca să mănânce, să se îngrașe pentru iarnă, pentru hibernare. După cum v-am spus și mai devreme, toate salamandrele au modele diferite, modelelor fiind ca amprentele la oameni. Puteți observa asta, aceste două exemplare. Acesta are bărbia galben, celălalt nu are. Și pe spate, aceeași poveste. După câte puteți vedea, sper. Și o să lăsăm aceste două salamandre de foc foarte frumoase să plece imediat. O să lăsăm acum pe aceste salamandre asta de foc foarte frumoase să se bage sub frunze, unde o să stea să hiberneze probabil peste iarnă. Nu, de fapt, dacă o să bage sub frunze și o să iasă câteva zile sau ore, dacă nu cumva, să se hrănească. Dar la iarnă o să hiberneze sub pământ și o să o lăsăm în pace. Nu o să vă vină să credeți ce am găsit acum fix după ce am făcut outro-ul. Deci, asta e una dintre cele mai mici salamandre pe care am văzut vreodată. E minusculă! Asta s-a născut anul ăsta. Da, uite ce mică e! Ce micuță e! Cuci, cuci, gu! Ce mică e asta! Cuci, cuci, gu! N-am mai văzut o salamandă așa mică din 2020 de când am găsit-o pe aia, care încă era în stadiul de larvă. Ce micuță și drăguță e! Mamă! Se credeți Billy Gonzales! Cuci, cuci, gu! O filmez încă, îi fac câteva poze și după aia îi dau drumul. Tără, n-am văzut salamandra așa mică de mult timp. E ce drăguță e. Păi ești degetul meu mic, e mai mare decât ea. Dar ce drăguță e asta. Și codiță scurtă are. O punem aici, îi fac câteva poze și după aia o las să plece. Acum o să o lăsăm pe salamandra asta micuță să plece și o să și încheiem acest video. Mulțumesc din nou pentru toată atenția acordată și sper că v-a plăcut acest video. Și ne vom auzi data viitoare. S-a dus sub frunze. În continuare încerc să plec de aici, acasă, pentru că bocancii sunt foarte curați, s-ar putea spune. Și pe, de cine dau eu pe drumul înapoi? Am mai dat încă de vreo 4-5 salamandre și am dat de frumusețea asta. Asta nu e foarte mare, dar modelul ăsta de pe spate e unul dintre cele mai frumoase modele pe care am văzut pe o salamandră până acum. Pe burtă este aproape complet neagră, puțin aici galbenul ăla la bărbie. Nu se compară cu galbenul de la salamandra mai mare pe care am găsit-o. Are aici glandele alea care generează o travă de care v-am spus mai devreme.
Dar modelul de pe spate e atât de frumos. Se duce așa de-a lungul coloanei. Nu e așa pete doar, e așa dungi, un fel de dungi. Din câte puteți vedea aici, o dungă, altă dungă, mai așa, mai în zigzag, semnul mai mic de la matematică sau mai mare, depinde din ce unghi vă uitați. Dar o să lăsăm și pe asta în pace și o să încercăm în continuare să mergem acasă. Dar probabil că o să dăm de multe alte salamandre. Dar, oricum, mulțumesc pentru toată atenția și să aveți o zi bună în continuare!